Șoferii din municipiul Botoșani pot răsufla ușurați după ce luni în ședința ordinară a Consiliului Local din septembrie a fost aprobat proiectul care prevede casarea șinelor de tramvai de pe strada Ion Pilat și Calea Națională. Proiectul a trecut cu 19 voturi pentru și 2 abțineri, fiind un pas important pentru fluidizarea traficului în zona industrială, unde șinele degradate îngreunează circulația. Anterior, proiectul fusese respins în ședința din august din cauza lipsei de voturi necesare. În urma aprobării, șinele vor fi scoase după emiterea autorizației de demolare, linia având o lungime de 11,6 km și fiind instalată în 1992. Cu 19 voturi pentru și 2 abțineri, proiectul a fost aprobat.